Ultima noapte de Alex Tocilescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Atila Wiesauer. Interpretează Vlad Ivanov și Andreea Vasile. Ce faci? De ce nu dormi? Cât e? 3, nu? Aproape 3:30. Și ce faci? La ce te uiți? Ce să zic? La știri. Ca și dumneavoastră, probabil. Acum o oră și 40 de minute, următorul comunicat a fost transmis pe posturile de televiziune de pe întregul glob. Ce comunicat? Pământeni, civilizația fuzată vă salută și vine să vă anunțe că, din motive care vor fi divulgate la momentul potrivit, planeta voastră va fi distrusă total peste 2 ore și 45 de minute. Vă rugăm să evacuați planeta. Mulțumim! Ce, un film? Ceea ce părea a fi o glumă la momentul respectiv se dovedește a fi adevărat. Nave spațiale nepământene au distrus acum 20 de minute în întregime pe toate continentul sud-american. În aceste momente tocmai are loc distrugerea Australiei. Uite. Reamintim că postul... Ce asta? Nos! Елена, первая за 20 лет открытая российским астрономом. Помню, думаю, сегодня. This is CNN breaking news. Я не ворот. Ты парик, я не ворот. Ты парик, за этим дистрошь. De ce te-ai fi trezit? La ce ți-ar fi folosit? Nu știu. Poate că aș fi vrut să fiu alături de tine în momentul ăsta. Sau poate că tu ai fi vrut să fii alături de mine. N-ai fi vrut? Dar tu ai fi vrut? Sau ai fi vrut doar să știi cum se termină? Ciudat, oricum. Nu mă așteptam. Dar poate... Dă-mi telecomanda. Isn't there a chance that any aliens we encounter could come to us? Probably no glumă, nu? Nu. Nu cred.
Și cât mai avem? Cam o oră. Nu mă așteptam. Știi? Ce? Am văzut chestia asta, comunicatul. Și l-am înțeles și l-am crezut din prima. Și totuși m-am gândit că mâine avem la birou. Avem o conferință la 9. Este vorba despre un proiect pe care îl lansăm peste câteva săptămâni și trebuie să stabilim echipa. Adică personalul cu care vom lucra. Și mă gândeam ce o să zic, pe cine să propun șef de echipă, dacă să monitorizez chiar eu proiectul în primele luni sau să las pe altcineva. Și dacă aș lăsa pe altcineva, atunci pe cine? Și totuși știam sau credeam că mâine lumea nu va mai exista. Eu la 11 trebuie să duc mașina la servici să-i fac inspecția. Puțin probabil. Da. Și mai pe seară vreau să trec pe la sora mea să văd pe Anica. E deja 3 luni și ceva și n-am văzut-o decât de 2 ori până acum. Și mi se pare că Mihaela e puțin supărată pe mine din cauza asta. Fii venit și tu. Știu că le place. Le place de tine mai mult decât de mine. Da. Da. Aș fi venit, probabil. Mă bucur. Adică m-aș fi bucurat. Da. De fapt, înainte să te trezești, mă gândeam să vin în cameră. Să mă întind lângă tine și să... Să? Niște sex, nu? Știu, e absurd. Vine sfârșitul lumii și mie mi-arde de... Așa e. Dar nu ne-am mai culcat de mult împreună. M-ai fi lăsat? Te-ai fi trezit. Marius, ar trebui să mă scol la 6:30. Dar dacă ți-aș fi zis că e ultima dată? Dora? De fapt, tu mă mai iubești? Marius, știi că nu de-aia... Sunt obosită și... Știu, știu, nu de-aia întreb. Așa vreau să știu. Sunt curios. Nu mai știu ce simți pentru mine. Ți se pare că n-am înstrăinat? Nu. Nu. Mi se pare că... Mi se pare că ne-am schimbat. Se poate. Și? Marius, știi că te iubesc. Și nu-mi zici asta doar pentru că... Doar ca să mă simt bine? Pentru că oricum de mâine nu mai contează. Nu. Îți zic că te iubesc pentru că te iubesc. E altfel, nu? Da, e altfel, da. Ce să facem? Poate că îmbătrânim. E ciudat, nu? De obicei, când zici despre cineva că am îmbătrânit, e... Am îmbătrânit, nu știu, eu asociez îmbătrânirea cu un număr mare de ani. Adică nu zici despre cineva care are 25 de ani că am îmbătrânit, chiar dacă îl cunoști de 10 ani.
cumva, parcă numai oamenii trecuți de 60 de ani îmbătrânesc, da? Și noi îmbătrânim, normal. Nu, nu, noi ne maturizăm încă. Sau mă rog, asta ne place să credem. Pe vremuri, mă rog, chiar și acum, îmi place să cred că nu o să îmbătrânesc niciodată. Că o să rămân veșnic tânăr, într-un fel. Și acum... Și acum chiar o să rămâi, nu? Aș fi preferat să fie altfel. Mai ții minte cum era la început? Da. Cum te așteptam în fața liceului și mergeam după aia la cofetărie și tu comandai mereu. Nu, nu, nu. Și mai înainte, când ne-am cunoscut la Bairamul Georgiana. Da. Și m-am îndrăgostit pe loc de tine. Dar venisem cu Sebi. Da, da. Da. Ai fost curajos, nimic de zis. Mai acaparat. Ai stat lângă mine toată noaptea și Sebi. Da, s-a îmbătat și... Doamne, îmi părea atât de rău pentru el. Dar ce era să fac? Tu erai... Și când a plecat, ce privire m-a mâncat. Și mie. Și după aia m-ai dus acasă. Cine a oprit la un Mac și a stat acolo până pe la 9 dimineața. Eu cel puțin eram mort de somn, dar nu mă puteam deslipi de tine. Nici eu de tine. Și după aia am mai stat o oră în fața casei tale. Și mie mi-era frică că mă vede mama. Adică știa că plecasem cu Sebi la petrecere și să mă vadă venind cu alt băiat. Mă rog, știi cum e, mai de modă veche. Mm. Și când am ajuns acasă pe la 11, m-am băgat în pat, dar n-am putut să adorm. Îmi era teamă că dacă adorm, cumva s-ar putea pierde tot ce fusese mai înainte. Că s-ar fi putut să mă trezesc și să nu mai țin minte ce mișto fusese cu tine. Eu am adormit repede. Pentru că mi-am zis că dacă adorm mai repede, mă și trezesc mai repede și pot să te văd din nou. Și când m-am trezit, era vreo 7 seara, da? Te-am sunat, dar notasem greșit numărul. Încurcasem vreo 2 cifre și când a răspuns, a răspuns un bărbat și a zis: "Nu-i, domne, nicio dor aici." Mi-am zis că, nu știu, că special îmi dăduse și numărul greșit. Am sunat-o imediat pe Georgiana și am cerut numărul tău. Și ea nu l-avea și atunci am pus-o să-l sune pe Sergiu. Știu. Și a povestit că mi-am uitat ceva la ea. Da. Nu știu, haina parcă, nu? Da. Da. Și am fost atât de fericit când te-am auzit la telefon. Dacă ai ști cât așteptasem telefonul tău, de când mă sculasem, stătusem lângă telefon. Bine, la un moment dat mi-am zis că poate te-ai răzgândit, că am zis ceva greșit. E ciudat cât de bine mi-aminte ziua aia. Mă rog, perioada aia. Și eu. Și după aia am ieșit din nou seara. Și nu știam în ce parc să mergem. Da. Și era foarte cald. Transpiram grozitor. Și tu fumai țigară după țigară. M-am speriat. Da, eram foarte nervos. Nu știu, cu toate că în seara dinainte nu fusese. Da. Și eu așteptam să mă săruți. Să te-am ca pe ghimbe. Da. Și eu vreau să-mi iau gumă de mestecat. Adică tu nu fumase așa aproape deloc și mă gândeam că duhnesc ca tutun. Știam că tu ai gumă, dar nu voiam să-ți cer. Mă gândeam că te-ai fi prins că vreau să te sărut. Păi asta și vreau. Da, da, eu de unde era să știu. Da. Da, și te-ai dus și ai luat o gumă de la un chioșc și tot nu m-ai sărutat. Și m-am gândit că dacă nu mă săruți în seara aia, poate că n-aveai să mă săruți niciodată. Nici nu mai știu de pe ce am vorbit tot timpul. De toate. Despre cărți, despre filme, despre muzică, despre noi. Da, și după aia mergeam spre casa ta și eu nu știam cum să fac, pentru că nu voiam să te sărut chiar în fața casei, fiindcă și mie mi-era frică de ai tăi. Nu știu, poate și ție ți-ar fi fost rușine. Păi chiar mi-aș fost. Și până la urmă... Da, da, de ce nu m-ai sărutat tu pe mine dacă voiai neapărat? Știi că eram timidă. Știu, dar... Nu știu. În fine, până la urmă te-ai sprijinit de un perete. Era ultima mea șansă. Și mi-am dat seama că fi cazul să... Oricum, mai înainte ne ținusem de mână. Și credeam că asta spusese destul. Da, da. Când m-am sprijinit de peretele ăla, am sperat că nu o să mă murdăresc pe spate. Bine că nu era zgrunțuros. Și m-ai tras spre tine. Am închis ochii. Știam deja că o să mă sărăți. Și eu știam. Adică știam că
În ziua, în seara aia, aveam să te sărut. Și când ți-ai apropiat buzele de ale mele, am simțit așa un fior. Și m-am simțit așa de fericită. Nici nu venea să cred. Nici mie. Era cea mai frumoasă și cea mai interesantă fată din câte cunoscusem până atunci. Și aveai buzele atât de moi. Și limba. Și după aia... Da. Și ziceam... Te așteptam în fața liceului. Ne plimbam prin oraș, prin parcuri, la șosea. Îmi plăcea să mă plimb cu tine prin ploaie. Și mie îmi plăcea. Noi doi sub o umbrelă. Mai știi umbrela aia? Aia neagră. Aia neagră și mai. Ali taică-mi. Te țineam strâns. Strâns de tot. Și uneori ne stropeau mașinile. Da, dar nu ne păsa. Și când am venit iarna, prima noastră iarnă, tot în parc mergeam. Și aveam mereu o pungă la mine, ca să stăm pe ea. Ce nebun eram. Știu că era o iarnă foarte, foarte rece. Era ger. Mi se lipeau fundurile de bancă. Da, scuturam copacii ca să cadă zăpada pe noi. Mir că n-am răcit. Și când plecam din parc, când mi se făcea chiar frig, mergeam în barul ăla. Da, da, în barul nostru, unde beam nevin fiert. Da, da. Și obrajii tăi se înroșeau. N-am mai fost de mult acum. Mă întreb dacă mai există. Da. Mai este. Am trecut pe lângă el acum câteva zile. Era ceva lume înăuntru. E bine. Trebuie să mă duc la baie. Du-te. Mi se pare ridicol. Adică lumea se va termina în câteva ore și eu trebuie să mă piș. Îți dai seama? Nu ne mai culcăm, nu? Nu. Nu cred. Atunci să fac niște cafele? Știu. Și asta e ridicol. Nevoile astea. Da, aș bea o cafea. Și eu. Doamne Dumnezeu. Auzi? Ce? Sau vrei mai bine un ceai? Poftim? Vrei cumva un ceai? Nu. Agnes. Bine. Ai oprit televizorul? Da. Trebuie să aduci și zahăr. Mersi. Cu plăcere. Și dacă
Dacă ce? Dacă extraterestrii se răzgândesc. Sau dacă îi bat americanii sau le distrug navele. Nu cred. Dacă ar fi fost în stare, ar fi făcut înainte să fie distruse două continente. Bine, atunci... Dacă există Dumnezeu și o să-i oprească El... Iarăși, dacă ar exista și dacă ar fi în stare, i-ar fi oprit deja. Sau crezi că dormea când ne-au atacat și până s-a dezmeticit, dispăruseră deja America de Sud și Australia? Îmi place când răspuns cu un argument logic unui argument ilogic. Crezi că în alte circunstanțe am fi avut copii? Adică dacă nu... Da. Când? Peste un an. Cel mult doi. M-am gândit la asta. Pentru că am tot vorbit. Mă rog, tot vorbim, dar... Știu. Dar am crezut că nu ești sigură. Că nu ești pregătită. Și n-am vrut să te grăbesc. Stai. Tu așteptai să hotărăsc eu când? Da. Aha. Da. Te cred. Mă gândeam. Doi copii. Doi. Un băiat și o fată. Da. Și după aia? Adică, bine, înțeleg. Facem copii, ei cresc și noi? Și noi suntem părinți. Îi ducem la școală. Vorbim cu ei, nu știu, ne uităm cum cresc, îi ajutăm, da. Îi iubim. Ok, dar noi, ce facem noi? Ce facem? Suntem părinți? Adică nu mai suntem soți, nu mai suntem iubiți, amanți, nu știu, ce vrei tu? Devenim părinți? Ăsta ar fi fost pasul următor? Mă mir că vreau să spun că aveam impresia... Stai, deci, vorbim despre sex, da? Și despre sex, da. Atunci, avem impresia că tu te... că te retragi cumva, că... Că nu-mi lipsește sexul. Vrei să zici, nu? Da. Și ție? Încă nu. Dar cândva? Nu știu. Mă înșela? Adică dacă am fi devenit părinți și dacă ne-am fi asumat numai rolul ăsta, m-ai fi înșelat? Nu știu. Nu știu, poate că da. Și tu? Depinde. Dar nu ai fi aflat niciodată că te înșel. Crezi? Da. De ce? Pentru că te iubesc. Ești sigur? Da. Dar m-ai înșelat? Sau... M-ai înșelat? Nu. Nici măcar nu te-ai dus la curve? Nu. Tu m-ai înșelat? M-ai înșelat? Când? Iar ai plecat.
Erai plecat din oraș, din țară, undeva și... Cu cine? Cu nimeni. Nu contează nimeni. Un bărbat a intrat în vorbă cu mine, eram cu niște colegi într-un bar, i-am dat numărul de telefon și m-a sunat chiar în seara aia. Și? Și? De ce? Habar n-am. Nu știu, vreau să văd cum e. Și cum e? De ce? Sunt curios. Se pare că nu s-am ocazia să aflu altfel. E o experiență, atâta tot. O experiență în plus. Ai regretat? Nu. Și mi-ai fi spus vreodată dacă nu... Nu. Ce ai fi vrut să știi? Da. Mă mir. Și eu m-am mirat. E bun și sfârșitul lumii la ceva, nu? Da, e. Mă mai iubești acum? Da. Aș fi vrut să știu mai multe. Despre... Da, nu, nu. Nu. Aș fi vrut să știu mai multe așa. În general, despre tot. Să fi citit mai multe cărți. Să fi cunoscut mai mulți oameni. Să fi gândit mai multe gânduri. Și să fi știut mai multe despre tine. Adică și despre asta. Despre ce mi-ai spus. N-ai fi putut să știi tot oricum. Nu, dar aș fi putut să știu mai multe. Dacă aș fi știut că nu am atâta timp. Păi de unde? Nimeni nu putea ști. Și oricum niciodată nu poți să știi cât timp mai ai. Așa e. M-am crezut nemuritor. Mă întreb ce cred. Știi, acum câteva luni am citit că a fost descoperit un trib în Amazon. Un trib care nu a avut niciodată vreun contact cu civilizația. Mă rog, cu civilizația noastră. Și trăiau din totdeauna acolo, în junglă. Și mă întreb ce au gândit când au văzut navele alea uriașe deasupra lor. Navele extraterestrilor. Într-un fel, probabil că au crezut că a venit Dumnezeu, nu? Într-un fel chiar a venit. Într-un fel, asta este apocalipsa, sfârșitul, judecată de apoi. Da, bun, cine ne judecă? Cine sunt ei? Și de ce au venit? De ce ne distrug? Nu știu. Nu știu, poate... Poate că asta se întreabă și furnicile când un copil vine și le distruge mușuroiul. Cine e el? De ce face asta? De ce le distruge? Și asta suntem și noi, la urma urmei. Niște furnici. Niște ființe lipsite de apărare. Poate că extraterestrilor așa le părem. Neimportanți. Nesemnificativi. Asta și suntem, nu? Dacă ne pot distruge așa de ușor, poate că realmente suntem nesemnificativi. Niște praf în univers. Praf în univers. Și totuși... Totuși e păcat. Da. Zidul ăla de care m-am sprijinit când m-ai sărutat. Nu se mai sprijine nimeni de el.
Nu să se mai sărute nimeni vreodată. Și sărutul este ceva frumos. Păcat că se va pierde. Nu cred că extraterestrii ăștia se sărută. Deși și noi oamenii ne sărutăm și totuși distrugem mușuraie de furnici. Și dacă totuși există Dumnezeu, dacă există și ăsta, sfârșitul ăsta face parte din planul lui, dacă după moarte urmează ceva, nu știu. S-ar putea, nu? Nu e exclus. Nu. Pentru că e păcat. Și dacă este doar un vis, dacă noaptea asta este doar un vis, al cui? Nu știu, al meu, al tău, nu are importanță. Poate că dormi și visezi că te-ai trezit și m-ai găsit în fața televizorului și ți-am zis că se termină lumea și am vorbit despre lucruri și tu de fapt în tot timpul ăsta dormi. Și eu dorm lângă tine și mâine o să te trezești și o să duci mașina la service și mai pe seară o să mergem la sora ta, o să fie cald încă, toamna abia a început, o să stăm în curte și o să o ascultăm pe sora ta vorbind despre copii. Și o să ne plictisim puțin. Dar o să stăm până la vreo 90. S-ar putea să fie doar un vis? Ce ți se pare mai posibil? Ca pământul să fie distrus de extraterestri și noi să aflăm asta de la televizor? Sau ca tu să visezi că pământul urmează să fie distrus? Dar e cam real pentru un vis. Visele de obicei n-au sens. Nu sunt așa directe. Nu prea au dialoguri și dacă au, nu sunt așa serioase ca ăsta. Da, și totuși, poate că este un vis în care tu vrei să îți spui ceva sau nu, vrei să spui mie ceva și nu poți altfel decât în vis. Ar fi posibil. Deci e un vis? Da. Și mâine o să ne trezim și totul să fie ca înainte? Da. Și tu nu o să știi nimic despre... Tu nu o să știi visul meu. Nu. Și dacă îl uit. Aș vrea să ți-l povestesc. Poate că o să-l ții minte. Că nu e un vis. Sau poate că e. Ce ai prefera? Să fie un vis. Atunci este. Ce-a fost asta? Tunet. Visează altceva. Da. Altceva. Somn ușor. Ați ascultat Ultima noapte de Alex Tocilescu. Adaptarea radiofonică Atila Wiesauer. Distribuția a fost următoarea. The cast is Dara, Andrea Vasil, Marius, Vlad Ivanov, TV speaker, Ariana Margareta Nister. Dora, Andrea Vasile. Marius, Vlad Ivanov. Crainic TV, Irina Margareta Nistor. St.
Studio Director, Milica Crinishinu. Sound Design, Julian Yangu. Editor and Project Manager, Dominica Tsumbria. Directed by Atila Vizar. Regia de studio, Milica Crainicianu. Inginer de sunet, Julian Yangu. Redactor și coordonator de proiect, Dominica Tsumbria. Regia artistică, Atila Vizauer. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2011. Radio Drama Department Production, November 2011.